legate de modul în care se lucrează pe strada Galați între zona Pod și ieșire din oraș. Acolo lucrările trenează și este o situație similară ca la analiza Guvernului României către PSD. Când domnul Dragomir a fost întrebat dacă lucrările sunt în grafic, a răspuns că sunt în grafic. Eu până în decembrie se va termina lucrarea, dacă mai nu bine mine. Asta a spus cu gură. Totul e regulă, a vorbit cu reprezentanții firmei, s-a consultat, a citit proiectul și suntem în grafic. Până în decembrie terminăm. S-a discutat după aceea de tasarea șanțurilor care au fost săpate pentru a înlocui conductele de apă și canalizare. Trebuie o tasare naturală, au fost și ploi. Am avut tot felul de fenomene meteorologice, s-a produs și această tasare naturală, se puteau compacta mecanic fără niciun fel de problemă. Am ajuns acum la un moment la care domnul Dragomir, după ce a fost sesizat de opinia publică cu privire la modul foarte lent în care se desfășoară lucrările acolo, s-a hotărât să ne comunice public că îi va amenința pe constructor cu rezilierea contractului. E o măsură pe care poate să o ia. Doar îmi trebuie. Societatea respectivă a fost somată oficial și nu vedem acum din partea primăriei cu privire la urgentarea lucrărilor, având în vedere că șantierul este deschis de atâta timp, strada a fost așteptată, sunt tot felul de grope, este infernal, nu știu, eu mă duc destul de des acolo ca să văd care este stadiul lucrărilor, este imposibil de circulat, sunt mașini mari în continuu, sunt autobuze în continuu, sunt mașini mici în continuu, sunt mașini parcate, fiecare parchează cum poate, sunt trecere de pietoni într-o manieră, deci oamenii circulă, traversează pe acolo de manieră total nesigură. Este, practic, imposibil să traversezi în condiții de siguranță. Sunt copii, sunt școli în zona, acum este vacanță, dar sunt probleme foarte mari. L-am văzut domnul Dragomir, era mulțumit că a demonstrat cuiva, nu știu cui, că sunt firme care lucrează mai greu decât Tancrada. După ce oamenii au fost văzut cu vestea la Tancrada, acolo eu i-am văzut personal, și-au dat veste de la Tancra jos și au pus veste de la drumul național. Chiar ieri am văzut, era un loc de 4 muncitori, schimbau niște borduri și aveau veste la drumul național. Cred că întâmplător aveau la drumul național, nu cred că lucrează la drumul național, dar în niciun caz nu aveau de la firma care lucrează acolo. Care înțeleg că are legături cu societatea care ne-a făcut strada Griviței. Care este strada Griviței, vedeți dumneavoastră cum se lasă și ce probleme sunt cu Griviței. Dar asta este o chestiune separată. Ce vreau eu să spun domnul Dragomir este următoarea treabă. Oamenii din zonă, inclusiv cei care locuiesc pe străzile adiacente, au făcut mai mulți sesizări la primărie. Au fost în audiență la domnul primar, au fost în audiență la domnul viceprimar și un grup de oameni din zona respectivă au venit în audiență și la mine. Ei s-au ocupat și au strâns niște semnături cu privire la solicitarea către primărie de urgentare a lucrărilor. Sunt afectate. Deci sunt vreo 300 de gospodării care au participat la această acțiune. Am în vedere că locuiesc câte 2-3 persoane fiecare. Deci sunt undeva la 1000 de oameni afectați direct, care au semnat o petiție către domnul primar cu privire la urgentarea lucrărilor pentru calea Galați. Petiții care înțeleg că este depusă și la primărie. Cel puțin una era depusă de când era meu viceprimar. Dar înțeleg că au mai fost și ulterior acestui moment. Oamenii ce vor acolo? Oamenii vor să termină lucrarea cât mai repede. Pentru că dacă va veni iarna, o să vine toamna întâi, o să fie intemperii, probabil se va turna asfaltul în condiții improprii, s-ar putea să fie probleme mai târziu cu exploatarea acestei străzi. Vor în același timp să fie limitată viteza de circulație pe această stradă, conform unei hotărâri de Consiliu, pe care o să vă dau lumea după ce terminăm. Când s-au aprobat indicatorii tehnico-economice ai acestei străzi, când s-a dat drumul la construcția străzii. Eu am făcut un amendament atunci, și amendamentul este prins în hotărâre și hotărârile Consiliului trebuie respectate, prin care s-a menționat că vor fi realizate din covor asfaltic limitatoare de viteză care să permită, cel puțin, trecerea pietonilor în condiții de siguranță. Pentru că aceste limitatoare de viteză trebuie făcute în dreptul trecerilor de pietoni. Povestea cu limitarea vitezei este făcută de mine. Acolo sunt limitatoare care limitează viteza pentru mașini mari la 30 la oră de mult timp, de până la jumătate, dacă nu așa. Dar problema persistă. Și lucrul ăsta va persista mai ales după ce stradă va fi toată asfaltată și va fi dată în folosință. Că la un moment dat tot trebuie să termine această lucrare. Pe această cale solicit domnul primar să termine cu ipocrizia legată de modul în care înțelege să trateze această problemă.
să țină cum de părerea cetățenilor. Și vreau să fiu o chestiune foarte clară. Toți cei care au probleme și nu sunt ascultați de administrația publică locală, nu la nivel politic, la nivel administrativ, îți vor găsi un sprijin în Partidul Național Liberal și în mine. Această petiție, eu voi înainta domnului primar, săptămâna viitoare. Eu voi aduce la cunoștință toate solicitările pe care le au oamenii de acolo. O vom face oficial. La ultima ședință de Consiliu Local n-am avut materialul ăsta pentru că am fi luat cuvântul și atunci. Iar acești oameni, într-un fel sau altul, vor trebui să primească un răspuns. De ce nu se termină strada mai repede? Nu este niciun utilaj. Ieri erau 4 oameni acolo. Bordurile s-au terminat de montat. De ce? Nu ia nimeni măsuri. Domnul primar începe să spun acum că va fi reziliat contractul. Când va fi reziliat contractul? Ca să reziliezi contractul trebuie să sunezi pe constructor. Trebuie să pui pe constructor în situația în care nu și-a respectat angajamentul pe care le-a luat. Tu dacă îl lași în nelucrare, o să spui la sfârșit, de asta ești contract. Exact ca la oameni, de cum trezi, am ajuns în instanță, nu mai avem ce face. Noi vrem să fie terminată această lucrare. Este o rută principală de intrare în oraș. E o rută prin care mulți oameni, e singurul mod în care ajung să intre în oraș, să meargă la muncă dimineața, să întoarcă la serviciu seara, plus că acum s-a intensificat traficul de mărfuri în zona respectivă și este un bacar, efectiv. Au început să meargă camioane și mașini mici pe străzile adiacente, stânga-dreapta, și au început, toți oamenii sunt afectați, deci nu doar pe cei după care agarați. Au început să fie afectați și cei din zonă, deci e o zonă foarte mare afectată în momentul ăsta. Domnul Daigomir, comunică pe Facebook, în schimb, lucrurile sunt bune, e dreptul dânsului să comunice, nu-i spune nimeni ce are de făcut, dar important este ca lucrurile normale pe care a trebuit să le facă un primar să nu mai fie prezentate ca niște realizări deosebite. Faptul că îi somează pe acești constructori și stă pe șantier și urmărește modul în care se desfășoară activitatea acolo, este o normalitate. Dar noi am ajuns de învățat toate normalități. E normal să avem câini pe stradă, e normal să avem gunoaie, e normal să avem grup. Adică noi, în vreme, am ajuns să avem alte normalități și asta este o chestiune deranjantă. Este deranjantă pentru cei care locuiesc și pentru cei care vin. Pentru că sunt momente în care orașul începe să fie animat, pentru perioade scurte de timp. Oamenii nu vor mai veni a doua. Investitorii cum să vin aici? Avem situații în care sunt oameni blocați să facă niște investiții pe banii lor. Exact cum s-a întâmplat pe Fărăs, cu Antistescu. Deci acolo Antistescu este de departe o persoană cu care am avut o relație bună. Adică nu poate nimeni și sunt colegi al unui primar la PSD, prima dată trecut de Consiliul Local, care știu foarte bine, care a fost relația mea extrem de tensionată cu domnul Antistescu. Dar Consiliul Local i-a dat domnul Antistescu dreptul în luna iunie să facă niște demersuri pentru a amenaja strada acolo. Iar lucrul ăsta a fost trecut cu vederea. S-a indus o falsă idee că PNL-ul ar avea, s-au discutat la conștiință de Consiliul Local, mi-au spus consilierii mei, că PNL-ul ar avea ceva avantaje, ceva interese legat de situația asta cu Antistescu. Nu, este o chestiune normală. Primăria face ca revelați, se pare că nu are bani, se pare că nu poate, se pare că firmele nu ascultă de primărie. Primăria poate să facă amenajarea aprobată în zona falezii, se pare că nu. Pentru că nu are bani, un sinceratoriu costă o grămadă de bani, nu face primăria, când îl face un privat costă sub jumătate din preț, sunt și devizele puse la hotărârea de consul de abordați acolo. Deci sunt chestiuni care ar trebui gestionate mult mai bine din punct de vedere administrativ și al executivului. Și solicit cu această care primarului să se implice în toate problemele care țin de infrastructura locală. Pentru că sunt trecute cu vederea. Și să lase deoparte poveștile legate de un regulament de închiriere, regulamentul de superficie, pentru că sunt chestiuni făcute în urma unor sesizări și solicitări ale celor, ale curții de conturi. Aia nu sunt venite nebunii din capul meu sau altă. Dacă luăm din urmă materialul, o să vedem chestia asta. Rămâneți puțin la partea cu Antistescu. În viziunea dumneavoastră ar trebui făcut proiectul așa cum a fost prezentat în ședința de Consiliu? În viziunea mea, este obligatoriu să pună în aplicare prevederile urbanistice aprobate de Consiliul Local în zona respectivă. Printr-un impus aprobat în Consiliul Local. În ședință s-a vorbit despre faptul că s-a dat un acord de principiu, nu s-a dat o aprobare propriu-zisă. Și că e diferență între cele două și de aceea au putut să facă amendamente și, mă rog, să-și respingă proiectul până la urmă. Mi se pare hilară situația în care, la fel ca la Consiliul Județean, sunt momente în care inițiatorii își resping propriile proiecte. Este o situație neînțeleasă. De ce mai inițiezi un proiect dacă ești împotriva lui? Asta e,
asta e o glumă proastă ce ni se întâmplă, da? Și sunt oameni jucați, spunește, îi se spune de primat, se trimite hârtii, nu se poate, nu se întâmplă, nu suntem de acord, oportunitatea e alta. În zona respectivă, dacă vă aminte, a fost aprobat un plan urbanistic zonal pentru sistematizarea zonei. Și dacă domnul primar nu mi-ar fi acuzat pe colegii mei că au ceva interese legate de zona antistescu, nici mi-ar fi deschis subiectul ăsta, că până la urmă e chestiune de oportunitate a primăriei. Dar, vă spun un lucru, în zona respectivă, acest pus pentru zona fostei incinte pală, din zona respectivă. Știți că a fost o incinte pală acolo, cei de la Orient Express, care au și hotelul, au făcut sistematizarea zonei și arhitecții au spus că este nevoie de un al doilea sinceratoriu la Împăratul Traian, pentru rezolvarea intersecției respective. Hotărâre care a fost aprobată de Consiliul Local anul trecut. Primăria, când va vrea să amenajeze strada aia, toți să discute de aghețaminii, deci din zona respectivă să o amenaje, primăria va fi obligată să facă acel sinceratoriu. Pentru că nu se poate emite autorizația de construire decât așa cum sunt prevederile urbanistice ale puzului. Dacă vine un privat acum, sau o parte interesată, legea spune, dar o parte interesată poate să facă lucrul ăsta, să facă lucrarea pe banii, pe alți bani decât cei publici și să predea lucrarea primăriei, lucrarea nu poate să rămână al lui Antistescu. S-a întâmplat în spate la Lidl pe Bulevardul Dorobanților, unde s-a dat acordul societății care a construit magazinul Lidl vis-a-vis de pompieri să facă amenajarea unui străzi pe bani propri. Și atunci Consiliul Local a dat acordul, s-a luat autorizația de construire, s-a făcut fundația pentru că oamenii din zona aveau probleme cu privire la traficul greu, de marfă. Și s-a întâmplat. Deci e o chestiune care s-a mai întâmplat, nu e nimic nemai văzut și nemai întâlnit. Nu există bariere și chiar dacă ar fi fost montate bariere, barierele